Însă spre psihologie drumul mi-a fost deschis de o prietenă, o bună prietenă care atunci când eram eu în depresie și nu ieșeam din casă, din curte, mi-era rușine. Adesea venea după muncă și discutam despre toate cele, filozofie și cu anarhia copiilor. Da, și cu anarhia copiilor. Noi, să știți numim acest tip de parenting, parenting democrat. De ce? părinții au abdicat de la putere de la guvernare Așa. și au dat copiilor acest rol în care copiii să hotărască unde mergem în weekend ce se mănâncă diseară din precontemplare în decizie. Ce se întâmplă după decizie cu unii dintre noi urmează etapa acțiunii care efectiv ne asumăm și începem și cu ajutor ar fi bine și cu ajutor însoțit. Da. Da? De multe ori și singur începe eforturile, poate să mă abțin, să renunț, să am în impulsul. Acolo studiile arată că este cel mai greu și că oamenii renunță aici în această etapă a acțiunilor. sau bună seara, cum vreți voi, depinde de nivelul de lumină care este afara și la ora la care trăiți, dar o cum urez un bun venit la acest episod al podcastului Excelent de Bine. După destul de mult timp și multe încercări, dar nu în sensul că s-a lăsat cu dificultăți și de sincronizări, l-am pe în studio pe um, nici nu știu cum să-i spun. Eu, eu am tendința să-i spun pe prietenul meu pentru că așa simt pentru mulțumesc el. Pe uh, și o să fiu foarte scurt pentru că e un om special și deosebit. Uh, psiholog. A ajuns să fie psiholog. Nici el nu știa că o să, că o să ajung, aici, așa cum nici eu nu, nu știam că o să ajung în fața voastră. Uh, și vreau să-l uh, urez Bun venit și să-i mulțumesc lui Lucian Negoiță Mulțumesc! Într-un final, ai ajuns aici, în studioul pe care l-am pornit acum un an de zile, în 2022. Felicitări foarte frumos la, la voi aici. Mă simt ca într-o navă spațială, așa. așa. Păi să decolăm și să pornim în această călătorie. Pentru că și povestea ta de viață este una foarte interesantă, fiindcă tu nu ai vrut, n-ai planificat să ajungi. Uh, și profesional, uh, profesional în primul rând, uh, uh, psiholog. Cred că mulți dintre ascultătorii noștri, dacă Așa. se uită un pic către viețile da. lor, exact, își dau seama că poate nu se gândeau nici la șapte ani, nici da. la 20, sau poate da. chiar la 30, da. și o ce să facă la 40 sau la Exact. 50. Eu de aia spun, știi că misterioase sunt căile Domnului și noi suntem exemplele că ce am vrut și unde am ajuns, de unde am plecat. Mă cum mă simt într o dispoziție așa umoristică. Foarte bine, asta și vreau. pătrunse sunt căile domnului și ale doamnelor. Și ale doamnelor, așa. Așa că e foarte bine, pentru că avem nevoie de umor în viață. Absolut, cred că este o bună e adevărat, atitudine. E adevărat că, de altă parte, eu îi spun că Dumnezeu a simțu, are simțul umorului și, uneori, nu ne place simțul lui al umorului. Dar, uh, până la urmă, e important să fim deschiși și flexibili. Învățăm. 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 Uh, știi, uh, în viața uh, am avut câteva întâlniri uh, a unor persoane care mi-s o persoană, n-am întâlnit-o de fapt. Este tot așa un speaker motivațional care se numește Nick Vujicic, australian de origine serbă. i-am urmărit așa. pe YouTube. Da. Wow. Wow. da. Uh, iar celălalt uh, nu mai este printre noi. Este, a fost un psiholog extraordinar, Sean Stevenson se numea. Mm. Uh, uh, un om mic care s-a născut cu o să vorbesc popular cu o boală degenerativă, respectiv cu oasele de sticlă. Se... Și ți minte când am fost uh, uh, la o adunare de-a noastră, să zic așa, în America, spunea, zice, doctorii au spus mamei că nu o să depășesc 3 ani, zice, și uite, atunci avea 33, zice, și uite că de 30 de ani eu trăiesc, ei, mulți dintre ei au murit, doctorii. <laughs> Uh, dragul de el uh, a, a trecut prin foarte multe, dar mi s-a părut formidabil uh, pentru că era în scaun cu rotile, uh, și povestea o anecdotă din uh, viața lui de, de student, că era student uh -huh. și era cu, un, cu colegul de cameră și eșe, seara ieșeau la discotecă, la club, uh -huh. așa. Și fetele roiau tot timpul în jurul lui Sean. Și la un moment dat, prietenul lui spune: Pe păi daruesc din jurul tău pentru că ești în scaun cu rotile. Okay. Și atunci el a zis: Ok, mâine seara ieșim și eu o să fiu handicapat. Zice, și să vedem ce se întâmplă. Și zice: Ne-am dus și mi-am asumat rolul ființei. Uh, care corpului era. care era cu uh, uh, această problemă, uh -huh. deci, și deodată, din toate fetele care înainte roiau în jurul nostru, niciuna nu se apropia. Deci, stăteam cu prietenul meu, povesteam, discutam și, după vreo oră jumătate, zice: Te rog, fișon din nou, fișon din nou. Okay. Uh, era un exemplu formidabil, de fapt, de asumare și acceptare că ăsta sunt eu. Acum, la el și la uh, Nick Vujicici, ei s-au născut așa. Uh -huh. Însă, uh, cu toate că amândoi au trecut, pentru că ai vizual termen de comparație, amândoi au trecut prin uh, momente dificile în viața lor, de depresie, de... Uh, Nic chiar, el spune că a avut vreo două tentative de suicid. Și până la urmă, totuși, Universul a zis... Uh -uh. Voi aveți altă voi. Mai treabă. e nevoie de voi. Să enervați și pe alții. Exact. Și de aceea, din mai multe motive, am vrut să, 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 să te aduc, să te prezint și să am această discuție cu tine, pentru că uh, viața te-a dus pe niște căi misterioase până la urmă. Uh, dar ceea ce faci tu acum, pentru că ai și cabinetul tău, predai la facultate, ceea ce înseamnă că de fapt formezi viitori uh, terapeuți, fi, fiecare își va alege după aia exact. știi, calea, dar oricum formezi niște oameni și ai trecut prin, uh, prin ceva ce oamenii ar putea să înțeleagă ca o pedapsă. Să știi că o pedepsă au crezut și bunicii mei, uh -huh. fiindcă accidentul pe care l-am avut la 18 ani se întâmpla la ei. Cred uh -huh. că de multe ori și părinții mei. Și eu am avut războiul meu uh -huh. cu Dumnezeu la vremea uh -huh. respectivă. Uh -huh. Și vorbeai mai devreme de scaunul rulant. La început de nu mi-a fost prieten. Uh -huh. Însă, încet, încet mi-am dat seama că dacă vreau să ajung acolo unde îmi propun, am nevoie de, el. de acel scaun, și încet, încet a devenit o prelungire a corpului meu. Uh -huh. Poate niște pantofi mult mai scumpi uh -huh. <laughs> care să mă da, ajute. Da. Așa. Însă, ne leagă o lungă prietenie, cred că anul ăsta sunt 32 de ani de oh, când oh. ne ajutăm unul pe celălalt. Uh -huh. Și sigur că începuturile nu au fost uh, ușoare, nu aveau cum să fie ușoare. Dintr-o dată se destrămase, așa, să spunem, universul meu uh -huh. practic. Universul ră... unde tu trebuia să zbori. Unde eu, uh, da, uitându-mă în urmă. Și ai rămas la sol. Am rămas la sol. Uh, Viața mi-a oferit șansa, poate, să ghidez, să ajut mm -hmm. unii oameni să piloteze ei în viețile ei. lor, să exact. treacă la manșă mm -hmm. și, să spunem, lucrurile s-au așezat încet, încet, însă a fost nevoie de timp. Mm -hmm. Timp să înțeleg, timp să accept, vorbim aici celebră atitudine de a accepta. De a accepta, cred că este foarte diferită de acea atitudine de a te resemna. Mm -hmm. Nu mai pot să fac nimic, asta e, nu mai am încotro. Cred da. că acceptarea înseamnă, ok, asta s-a întâmplat cu mine, asta pot, eu acum hai să văd mm -hmm. ce aș putea face diferit, ce ar putea să mm -hmm. schimbe și cum aș putea să facă lucrurile să miște, chiar și în condițiile în care, ok, poate nu putem să ne folosim o mână sau picioarele sau poate un ochi da. sau... Da, Pune sunt așa, diferite forme. Sistemele auditive, uh -huh. fiecare dintre noi putem fi limitați într-o secundă. Exact. Și cred că unul din primii, să spunem, prieteni așa a fost uh, a avea răbdare și a fi blând cu mine uh -huh. în acest uh, proces. Uh, 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 știești, exemplu, pentru mine ești exemplu viu, fiindcă toți trecem prin perioade mai puțin plăcute în viața. Exact, cu toții sunt traumatizați. Cu toți, toți, toții suntem, exact, plecat. Adică, trauma face parte din povestea noastră. Dar ideea este că uh, foarte multă lume din jurul nostru, cred că dramatizează prea mult. Uh, Depinde de ce modele Aștept. avem, depinde de ce da. spațiu ne naștem, ce spațiu cultural. Da, da, și asta este adevărat. Și asta este adevărat, adică contează foarte mult și cultura locului, Gregorul de acolo, care este mentalitatea și dacă te împinge sau te îngroapă. Exact, sau eu ca psihoterapeut mă uit la ce s-a întâmplat în copilăria oamenilor, ce modele au avut acolo, uh -huh. cât de luptători au fost părinții, bunicii sau din potrivă. Fiindcă atunci când crești cu o bunică anxioasă care se tot vaită, au o mamă o să mor și se vaită da. 20 de ani, uh -huh. e posibil să impregnezi și tu cu aceste credințe, atitudini, anxietății, au uh -huh. lumea e un loc uh -huh. periculos, sau vai să nu uh -huh. mi se întâmple ceva și să dezvolți mai târziu hipohondrie, uh -huh. anxietate socială și așa, așa mai departe. Și atunci această acceptare uh, ai spus despre ea, dar ce ar însemna? Nu resemnare, clar. Pentru mine m-a fost așa, acceptarea a fost în vârful unui pisc. Mm -hmm. De jos de aici se vedeau uneori înălțimile și aveam perspectiva greutăților mm -hmm. și a aerului rarefiat. Și e firesc să-ți fie teamă de munte. <laughs> da. Și e foarte bine să-l onorezi, și să fii atent, și să fii îmbrăcat corespunzător. Uh -huh. La început, mai întâi a venit și furia, uh -huh. a venit și negarea, ca atitudine. De ce mi se întâmplă mie asta? Uh -huh. De ce acum? Cu ce am greșit? De ce uh -huh. sunt da. vinovat? sau uh -huh. Apoi a venit. Depresia, depresia pierderii, că tot vorbim de da. traume, îmi pierdusem, să spunem, posibilitatea să îmi utilizez corpul În normal, intercim, da. uh -huh. că păteasem această dizabilitate locomotorie uh -huh. și trebuia să mă adaptez. Uh -huh. După uh -huh. spital, după trei luni de spitalizare, am revenit acasă și nu mai puteam să fac aproape nimic. Lucrurile erau la o înălțime mai mare decât ajungeam eu cu scaunul, nu puteam sări peste praguri, stând mm -hmm. o casă într-o casă în mediul rural, mm -hmm. cu scări și toate cele. Și, din păcate, mă gândesc acum și la mulți tineri care locuiesc încă în astfel de spații, în medii rurale, în regiuni. Acum, iertați să-mi fie, dar. Sunt mulți care trăiesc și în mediul urban și din păcate constat că mediul urban nici de aici nu este prietenos. Exact <laughs> și cred că acum face aluzie la scările pe care m-ați ajutat așa să le depășim fără ajutorul da. vostru, iată, nu am fi ajuns în acest și studio. Și la scările, dar mă refer, știi, fac o mică paranteză și fac o comparație, n-am ce să fac, dar uh, în momentul, pentru că pe roți sunt multe lucruri, și cărucioare <laughs> pentru copii și așa mai departe. Și atunci e o aventură, hai că suntem în București, e o aventură prin București, orice mijloc care are roți, fie că este scaun cu rotile, fie că este scaunelul de copii, este o aventură să faci măcar o plimbare, să te duci la cumpărături undeva. Probabil am devenit mult mai strategic, așa, exact datorită acestor fenomene din București, să mă gândesc, ok, dacă e singur uh -huh. la piață sau într-un magazin sau într-un uh -huh. parc, care sunt da. exact străzile, trotuarele, însă, până la urmă, lipsa acestor accesibilizări, sigur că pentru mulți dintre noi pot să adauge în acea suferință să spunem și astfel de picături. Cum o să vă durc sare pe rană. Mm -hmm. Și depresia, să spunem, poate să fie accentuată când mm -hmm. vezi că nu mai poți da. să spunem așa, să mm -hmm. funcționezi cum da. era obișnuit odată. Mm -hmm. Și da. tot acest efort de adaptare sigur vine și cu un consum psihic. Uh -huh. Nervos și depresia mea din acei ani se datora, printre altele, și aceste lipse de accesibilizări, de și faptul a... că nu mai aveam speranță, gândeam în termenii de depresie: niciodată nu o să mai merg, niciodată nu o să mai am un loc de muncă, niciodată nu o să se mai uite o fată la mine. Așa. Iată că multe lucruri <laughs> începeau cu niciodată. Cu niciodată. Și, firesc, gândind așa, mă simțeam. Uhum. ca atare și vorbind de acest proces unde acceptarea m-a așteptat la sfârșit uhum. nici nu credeam că e ceva bun acolo depresia m-a m, -a, m -a însuțit o perioadă de timp și mai era un lucru Raico, mi-era rușine să ies din nou printre oameni mi-era rușine să privesc în ochii oamenilor fiindcă interpretam, cel puțin percepeam așa mila din ochii lor și asta mă, mă usca pe, pe interior da. și, firesc, cred că aveam tendința să evit să ies din casă, să evit să ies din curte, mm -hmm. însă aici, cred că fără să știu în vremurile alea, câinele meu, Lup, din acea perioadă, <laughs> făcea așa terapie cu mine indirectă fiindcă aveam ca pretext că ies seriile cu el la plimbare da. uh -huh. dar de fapt el m-a ajutat indirect să încep Aha. din nou să resocializez știm că acum, nu așa, câinii caii da. sunt exact. animale care se folosesc terapie <laughs> exact, da. dar pe vremea aceea da. iată, era departe chestia era asta. departe în anii 90 inconștient, mm -hmm. indirect Cumva începeam așa din nou să reintru în lume. Ce m-a mai ajutat pe acest drum al acceptării a fost să văd cum alții prieteni cu dizabilități au reușit, reușeau. Uh -huh. Îmi amintesc de Dan, un prieten care a fost împușcat la Revoluție și care a trebuit să meargă în Elveția pentru operații, dar s-a întors de acolo și cu o mașină adaptată. Uh -huh. Necirculând informații la vremea respectivă, pentru mine era absolut wow să văd că există comenzi la mână. Da. Țin da. minte Volkswagen, Golf 2, cu automată, deja erau visuri, și apoi să văd că locuiește singur într-un apartament adaptat. Adică, și privind în jur la aceste modele, au fost așa guri de oxigen. Mm -hmm. Și îi invit pe ascultătorii noștri atunci când traversează situații mai puțin plăcute. Să se uite un pic și la alte oameni, la alți oameni, mm -hmm. cum au reușit să meargă mai departe, să traverseze pierderi, schimbări ale funcționării organismului, mm -hmm. sau iată, poate există viață după divorț, sau după ce îmi pierd partenerul, sau da. părinții, și așa da, mai departe. Sunt tot felul de pierderi, de fapt. Pe, așa cum spuneai și lege. tu, de-a lungul vieții, traumele da. ne însoțesc, fac parte din, mm -hmm. din viața Unde da. traumă poate este această rană, adusă de schimbările felului, modului de a fi sau nu așa, mm -hmm. când pierdem. Pierdem locuințe, pierdem afaceri, pierdem... Oh, oh. O grămadă de lucruri. O grămadă de pierderi. Pierdem și zile și nopți. Bravo, dar cred că ne ajută <gătări> să nu ne pierdem pe noi înșine mm -hmm. și să nu ne refugiem, poate... În... Da. Și întreb, acum, mm -hmm. uh... cum ai ajuns să alegi psihologia. <laughs> Știi că totuși ai o grămadă de opțiuni până la urmă. Zâmbesc râd că vorbeam mai devreme câți dintre noi mai fac ce și imagineau în copilărie. Da, da, și, da. Uite, le lansăm deschis așa ascultătorilor noștri această invitație. Ce vă doreați să faceți când erați mici? Da. Eu, de exemplu, la 5-6 ani îmi doream să fiu ține-te bine, cu preot. Oh, 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 oh. Chiar? acordeonist, Așa. Îmi plăceau de atunci lăutarii. Aha, e bine. Dar și general de armată, mm -hmm. bunicii mei au luptat în război împotriva rușilor, okay, și împotriva germanilor, mm -hmm. dar au avut traumele lor și fiind inspirat de poveștile lor, lor. da. Cumva crescând în acel mediu, da. iată erau trei meserii. Ulterior am cochetat noi așa cu liceul de aviație și cu... Care era undeva de... prin zona, cum s-ar zice. Poate, nu da. îmi dau seama, în orice caz. Era la înălțime așa și Tom Cruise m-a ajutat. A, așa, dacă -a top, gun. Cu top Gun. Top <laughs> Gun, sigur, era unul dintre filmele preferate. Uh -huh. Însă spre psihologie, drumul mi-a fost deschis de o prietenă, o bună prietenă, care atunci când eram eu în depresie și da. nu ieșeam din casă, uh -huh. din curte, mi-era rușine... Uh -huh. Adesea venea după muncă și discutam despre toate cele, filozofie și la un moment dat, observând poate așa mecanismele mele, mi-a reflectat, de ce nu te faci psiholog? Nu se știa pe vremea de psihoterapeut? Da. Pentru că tu oricum ne asculti pe noi și cred că le era de folos. Și pentru mine a fost un bing-bang, așa? Aha, Luminița care a apărut. S-a prins și, beculețul. S-a aprins beculețul și cumva și luminița de la capătul tunelului. Mm -hmm. Și prin acel nou obiectiv, prin acea nouă sursă de învățare, de creștere, cumva am început și eu să am uh, curaj și să acționez mm -hmm. pe acest mm -hmm. drum al uh, psihoterapiei. Așa. Și ai fost clientul tău, cum să zice? Mai mă. întâi, în acele vremuri, am fost clientul meu, aducându-mi aminte și de cărțile pe care le citeam. Am făcut mm. cu mine terapie cognitivă. Așa. Destulă, fiindcă mm. vorbeam mai devreme de gândurile negre mm -hmm. pe care le aveam și care mă făceau să mă simt foarte mm -hmm. depresiv. Și ulterior am început să aplic încet, încet din acele strategii. Din așa. Acea... Până. Desigur, să apelez la ajutor profesional și profesionist an mai târziu. Uh -huh. Uh -huh. Cam așa, cam asta da. au fost începuturile mele cu psihologia când o prietenă mi-a reflectat și mi-a deschis această cale. La care nu te-ai fi gândit? Nu m-aș fi gândit și cochetam cu filozofia, cochetam uh -huh. cu asistența socială, uh -huh. să spunem. Fiindcă o altă resursă pe care noi, oamenii, o dezvoltăm în traume, în pierderi, este că dacă tot devenim experți în da. această traumă, îi putem ajuta și pe alți oameni să o traverseze, să o depășească. Uh -huh. Și, din nou, îi invit pe ascultătorii noștri, poate deja au făcut lucrul ăsta, să caute ajutor atunci când au trecut prin momente dificile și să descopere da. că, în spatele unei asociații, pentru copii cu autism, se află un părinte. Corect, corect. Cu un copil cu astfel de dificultăți sau, nu așa, da. persoane cu diverse boli, suferințe, da. Da. se află alți oameni care au trecut pe acolo, care au învățat și care și-au dorit, Exact, care s-au întâlnit, de fapt, cu o anumită situație. Eu chiar mă uitam, există și Asociația pentru uh, Copii Dislexici. Exact, atâtea și atâtea asociații mm -hmm. în, diverse în diverse domenii și domenii, pentru copii și pentru adulți, mm -hmm. persoane care suferim. Și da. cred că este foarte uman așa, da. să ne conectăm cu ceilalți și să ne Ce? dorim. De altfel, e și în asociație, că am văzut postările tale și cu. Uh... Da, colegii de la Asociația Totul pentru Tine, mm -hmm. exact Asociația noastră pentru Persoane cu Disabilități. Mm -hmm. Mă ajută să-i ajutăm pe copiii și tinerii cu dizabilități locomotorii să se reintegreze uh -huh. în societate, să reintegreze spre școală, spre educație, spre locuri de muncă. Fiindcă dacă noi am reușit, fiindcă și alții ne-au ajutat da. pe noi, cred că este firesc să dăm mai departe de și să-i ajutăm uh -huh. și noi pe acești copii și tineri. Și, din nou, sunt atitudini care ne dau aripi și când vezi satisfacția unui copil atunci când îl duci prima dată la mare uh -huh. sau când îl urci prima dată cu telecabina și îi vezi încântarea, da. cumva și tu prinzi curaj și ai sens. Ai sens, merită. Adică, aia chestia. Exact. Și a meritat tot efortul. De, de acolo. Și cu fiecare copil ajutat, susținut nu așa poate vom crea o lume mai bună sau îmi aduc aminte de acea poveste cu tatăl care se plimba cu fata pe malul mării. Erau ieșuate mii de steluțe și tatăl se apleca și arunca câte una și fetița un pic așa deznădăjduită, amărâtă îi spune tatălui Tată, dar e degeaba, nu le poți salva pe toate, care toată ce zice, da, sunt conștient, dar pentru cea pe care o arunc, pentru aceea contează. Și mm -hmm. cred că fiecare dintre noi, privind în jurul da. nostru, putem susține, putem ajuta măcar mm -hmm. o persoană mm -hmm. la da. nevoie. Da. da. La începuturile carierei mele, pe de altă parte, știa, aveam altă viziune. Eu vreau să ajut pe toți și să văd rezultate la toți. Îmi aduc aminte de această presiune, dar m-au vindecat câteva cursuri și câteva cercetări. Așa. Și pe mine m-a vindecat experiența, și de fapt am înțeles uh, uh, experiența și lucru cu ceilalți, bineînțeles, da. uh, că de fapt nu pe toți trebuie să-i salvezi tu. Dar dacă ai schimbat viața unei persoane, înseamnă că a meritat. Exact la, la Mi-a trebuit destul de mult pentru că am trecut prin foarte multe momente de frustrare. Uh -huh. Știi? Uh, uh, și frustrare în sensul că îmi puneam întrebări uh, oare fac ceea ce trebuie, oare fac cum trebuie, uh, și oare bun, sunt pariu bun. Că multe din întrebările alea veneau către tine, așa ca niște Ab săgeți. Absolut, absolut. Cu, cu la criticul din spate, știi? Exact. Uh. Cu acel mic critic din spate uh, și după aia te trezești cu surprize. Știi, cu oameni care, nu știu, ai, ai contribuit cu ceva, după care dispar din viața ta și, și după niște... Și a, luni, și an mai târziu. Da. Mulțumesc. Mulțumesc că nu te-am văzut. Nu, adică, știi, ai impresia că se pierde legătură, dar de fapt, la un moment dat, un, 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 o, 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 un client mi-a spus, începe omul când este bine nu dă semn de viață. Înțeles, <laughs> Ceea ce înseamnă... Noi că este... <laughs> românii mai avem vor, vorba aia când vei cu burta plină nu te rogi la Dumnezeu. Exact, exact. Și din păcate și tu și eu știm că durerea poate este cel mai bun învățător. Da, da, da. De aceea știm multora le spun uh, pentru că există această uh, imagine distorsionată despre psihologi. Știi, mă duc la psiholog... Înseamnă că am probleme. Dar, de fapt, cred că pe vremuri psihologul, că nu exista această profesie, era, nu știu, poate, cum erai tu, știi, ascultai. Un, știi? un ascultător. Poate Sau înainte erau, erau vracii, erau șamanii. Da, erau spovedanile. Duhovnicii, eventual, duhovnicii. Știi? Și atunci, asta, asta este ceea ce mă străduiesc să le explic oamenilor, că nu e vorba... Să fie ceva în neregulă cu tine, ci să încercăm o normalizare. Nu e ca și cum mai avea probleme. Cu toții exact. avem probleme și psihoterapeuții au probleme. Da. da. De-aia eu mă duc, eu fac terapie, vin cu drag la tine când, când vin, pentru că îmi plac foarte mult, și discuțiile pe care le avem, și schimbul de idei, îmi place energia ta, Mulțumim. vibrăm acolo, suntem, suntem împreună. Suntem împreună, chiar dacă din când în când se întâmplă chestia asta. Cred că așa și trebuie să fie, din când și în așa. când. Și așa. Da. Cred cu tărie că psihoterapia în zilele noastre nu trebuie să fie o relație continuă mm -hmm. de 10 ani, 20 da, de ani. Așa. La nevoie. Da, uh -huh. suferi poate de o durere la genunchi, da. mergi și da. cauți, cere ajutor acolo. Exact. Și mergi mai departe, apoi la umăr sau la ochi de-a lungul uh -huh. vieții. Da. Dar cred că este importantă această atitudine și de a avea curaj să cerem ajutorul. Da, și chiar asta este provocarea, am constatat, a fost provocare și pentru mine să cer ajutor. Știi, și în orice context și după aceea să descoperi că există foarte multe lume disponibile chiar să te ajute sau unii de-abia așteaptă să te ajute să fie întrebați iar tu stai cu filmele tale în capul da. tău oare să întreb, să nu întreb, dar dacă mă refuză... Fică poate sunt, nu așa, temerile noastre, anxietățile noastre, mm -hmm. rușinea noastră, mm -hmm. ce o da. să creadă de ceilalți despre noi. că Suntem educați cu, cu rușine. Exact. Și... Suntem educați să nu fim neputincioși. O altă lecție. A? Să învățăm, neputința. Neputința. Păi da, de acolo, de acolo de fapt vine și lipsa solicitării de ajutor. Că de e fapt, fapt eu de nu sunt neputincios. Este. Eu mă descurc. Dar de fapt uităm că suntem. că funcționăm mai bine în echipe. Și am rezistat și cred că am evoluat. Era să zic, ca specii, Nu știu ce, exact ce suntem. Da, da. ce corect, corect. Fiind împreună. Mm -hmm. Mi-aduc da. aminte de niște studii privind această psihologie evoluționistă, mm -hmm. comparativ cu triburile care încă mai trăiesc acum în Amazonia. No, Comparat cu acum 10.000 de ani, de ce acei oameni da. nu sunt prieteni mm -hmm. vizitați de depresie? În primul rând, fiindcă trăiesc în acele triburi, în acele mici comunități mm -hmm. care le oferă suport. Support. Suntem împreună și la bine și la greu. Știi bine toate ritualurile de însoțire. Și acum, când pierdem pe cineva, drag, toate acele pomeni, da. 9 zile, 40, 3 luni, 6 luni și așa mai da. departe au rostul lor de a fi mm -hmm. împreună. Deci, un factor, iată, este de a trăi în aceste mici comunități. Noi, psihoterapeuții, am apărut de 100 de ani încoace, și fiindcă mm -hmm. noi așa s-au dezvoltat mediile urbane, mm -hmm. ne-am desprins de la rădăcini, da. din mediile rurale, unde da. trăiam așa în propriile noastre clanuri, triburi. Da. Acum trăim în singurați prin blocuri, nu ne știm vecinii, nu avem cui să-i cerem ajutorul. Da. Și iată, încă un factor. Da, suntem, suntem foarte îndepărtați unii de alții, chiar dacă locuim ușa, ușa lângă ușa. Ușa lângă ușa. Și pleacă ca în această incursiune a neputinței. Da, da. Că nu ne putem descurca mm -hmm. singuri și ar fi benefic să avem curajul și să cerem ajutorul. Nu înseamnă că mm -hmm. suntem persoane rele sau că ceilalți, poate Așa. din păcate... Dacă în copilările noastre s-a întâmplat să fim, să spunem, abuzați, uh -huh. ne respinși atunci când ceream ajutorul, uh -huh. sau dacă am avut modele unor părinți puternici, în ghilimele, mame puternice, da. mame de fier, tați, no -ho. hotărâți, și ei ne-au dat acest exemplu că trebuie să răzbim singuri, fiindcă ei, săraci, da nu au avut la cine să apeleze sau cine era în jurul lor. Ne împreunăm și da. cu modele din jur, după cum știi, și cu. Cu toate că, știi, uh, da, m-am născut la oraș, am trăit predominant la oraș, dar în toate vacanțele mă duceam la bunici, la țară. Mm. Și uh, mi-aduc aminte de această mică comunitate, pentru că era un sat unde. Toată lumea cunoștea, se cunoștea, bineînțeles. Vă-am ascultat oftatul. M-am uitat și la mine la oftatul <laughs> da, meu, fiindcă da, da, că avem multe similarități. Da. Exact, exact. Și ți minte când se strângeau cartofi, de exemplu? Toți copiii din sat erau acolo la strâns, adică era toată comunitatea exact. era acolo. Se strângea fânul, toți, iar și toți copiii că acolo fânul se ține deasupra grajdului. Da. Și atunci copiii erau puși să sară pe sfânt ca fân, să le lase, ca, ca, Vai, lase ca, se bă, ca să se bătătoră. și erau o joacă pentru noi. Dar era toată comunitatea acolo. Nu ne mai vorbim după aia la lucrurile mai de amploare, când cineva își construia o casă, pe tot satul era acolo. Astăzi de îți acolo faci venim. casă, îți angajezi constructorul, vecinii se uită cu invidie la tine sau... Sau condescendență, o săracuș face ca să, -o, să vezi prin ce o să treacă, nu? Exact. Cu meșterii Exact. Prin această urbanizare, de fapt, nu-mi vine să spun lumea civilizată, am renunțat pentru că uneori, une, uneori, uneori acele triburi mi se par mult mai civilizate decât suntem noi în oraș. Cu valori, nu e așa, mult mai mult mai umane, mult mai, mult mai conectate. Și deci, cu natura n să vezi da. un trib distrugând mediul din jur. Sau omorând de plăcere. Da. S-a întâmplat cu bizonii. Da. Din păcate, dacă ne amintim așa de raidurile acelea mm -hmm. în America, cu acele da. vânători în exces, sau cu alte și alte și da. alte. Animale. Civilizația noastră, cu ghilimele de rigoare, de fapt, da. a adus distrugere. Raico, multe. Dar a venit, știi, și cu. Partea asta, la alta, cu necesitatea asta de a totuși căutăm interacțiune. Păi căutăm să ne alegem. Uite, o să-ți dau exemplu recent. Soția mea, care este mare iubitoare de animale și care mi-a transmis și mie acest uh -huh. microb, nu că nu-l aveam încă uh -huh. din copilărie, că povesteam da. de acel câine lup. Însă ea salvează de mult. Ba, pisici, ba, acum ne-am întors din Grecia cu un pui de rață, nu se vine să crezi. Însă... Aoleu, fraudulos l-am Fraudulos, așa, fără, așa, foarte. Da, te rog să ștergi asta la montaj. așa. Însă, acum o lună și jumătate s-a ciuat pe lângă gospodăria noastră un câine lup. E un teren viran aflat alături. Și soția mea a început să aibă grijă de el. Întâmplarea face ca acel teren să fi fost cumpărat de curând, spațiul să fi fost îngrădit uh -huh. și cumva acel câine a suferit o transformare miraculoasă. Dacă înainte umbla cu cada între picioare, cum se spune da, plastic, da. și era foarte temător, uh -huh. dintr-o dată, într-un mediu de siguranță uh -huh. și de apartenență, că, că aparține cuiva, da. are un anumit spațiu, acel câine a înflorit. Wow, și cred super. cu tărie că acest lucru este valabil și pentru noi oamenii, știți ce da. înseamnă să iei un copil dintr-un orfelinat sau dintr-un mediu abuziv, mm -hmm. și nu e așa să îi oferi un mediu în care să existe susținere, iubire, afecțiune, încredere, mm -hmm. și cum acel copil sau și un adult mai târziu într-o traumă mm -hmm. poate renaște. Renaște, exact. Cu, uh -huh. cu asemenea ajutor din, din jur. Se transformă. E o transformare miraculoasă și cred cu tărie că fiecare dintre noi avem acolo această scânteie. În ciuda traumelor, cu dizabilități sau fără. fără. Cred cu tărie că noi oamenii, așa, avem aceste resurse și într-un mediu potrivit, cred că suntem ca niște semințe. Uh -huh. Într-un mediu sterp, într-un deșert, așa. e mai complicat. Dar da. într-un mediu fertil, o înflorire. Înflorire. Și probabil mai avem nevoie, nu așa, și ca acea sămânță să-și dorească să, <laughs> să crească, să înflorească. Clar, clar. Clar, clar. Uh, am tot pomenit despre traume, da? Uh -huh. uh, hai să demistificăm puțin traumele, pentru că uh, știi, știi, în ultima vreme a constatat că lumea uh, se folosește uh -huh. știi, uh, ca să justifice niște lucruri în viața lor, se folosește. Am fost traumatizat <laughs> sau și... Exact, mă uit la mamele și în ziua de astăzi care sunt uneori aproape terifiate. Au, oh, mi-am jignit copilul sau mi-am respins copilul. Oare o să-i provoc o traumă? Le liniștezi. Stați liniștit de oricum. Va povesti terapeutului lui exact. câte ceva. Nu că vrei nu vrei îl traumatizezi că și mama lui. A, cum spunea și bătrânul Freud, nu ai cum să nu greșești ca părinte. Important este să nu greșim în punctele esențiale. De apropo esențial. de susținere și acel de atașament de Securizant. Scuză-mă, cred că te-am întrerupt. Nu, nu, nu. E în context. E în context. În context că, uh, ideea este că aș vrea să demistificăm puțin aceste traume, pentru că foarte mulți uh, au. Știi, uh, în, în experiența mea am constatat că traumatizant poate să fie și prea mult bine. <laughs> da. Domnul Goe, <laughs> îl avem în România. Da. Nu știu dacă voi, în Serbia, A, aveți un da. astfel de personaj. Așa. Mm -hmm. Nu. Când un mediu îți oferă da. prea mult, și când în România spunem prea mult răsfăț. Prea mult răsfăț. Uneori e tradus așa și printr-o supraprotecție. Dacă părinții au aceste frici, anxietăți, au luat să nu pățească copilul ceva. Și fiindcă, dragii de ei, acești părinți da. poate au suferit pierderea unui alt copil înainte. Da sau dacă a fost o sarcină dificilă sau copilul, bebelușul a avut diverse afecțiuni, din păcate părinții dezvoltă această hiperprotecție datorită fricilor de a nu-i pierde, de a nu suferi copiii ceva. Și în acest mediu încep să nu le mai ofere copiilor, să spunem, suficiente provocări, astfel încât aceștia să-și dezvolte independența, autonomia. Și se vor trezi că vor crește niște narcisici Mm -hmm. Care vor gândi la 15 ani sau chiar mai devreme, uneori mai am astfel de situații în cabinet, da. cu acești adolescenți tineri care gândesc că mi se cuvine, mm -hmm. că tu, părintele da. meu, ești aici ca să-mi faci mereu pe plac și să faci cum spun eu. Și, din păcate, acestea sunt capcane majore. Și, într-adevăr, accentuezi și bine, ai punctat uneori traumele noastre vin și când este prea mult cald, prea, prea mult puf. Cald. Da, prea mult puf, exact, exact. Și, și asta putem să și vedem, știi, pentru că, uite, în, în, în Serbia s-a mai păstrat chestia asta, dau ca un exemplu, că mm -hmm. și noi pe noi ne răsfățăm când vine iarna, temperatura în case în față de România, știi, România este tăi să fie 25, să stai în pantaloni scurți. Să... Da, datorită <laughs> traumelor din perioada comunismului, dar noi ceaușesc cu... Dar după aia când ieși pe ușa, traumatizezi corpul și răcești foarte exact. rapid pentru că uh, impactul cu diferența de temperatură este foarte, foarte mare. Foarte observație. Foarte mare, știi? Și atunci perpetuăm, adică în loc să înțelegem că e bine să fi ghilimele spus un, un pic, pic traumatizat. Un pic, <laughs> între ghilimele, spus. Și tu și eu mm -hmm. cred că noi așa cunoaștem destui părinți care au suferit în copilăriile lor da. și care apoi au luat decizie, eu nu vreau nu așa copilul mm -hmm. meu să treacă prin aceleași traume prin aceleași suferințe. Mm -hmm. Și au ajuns poate să le cumpere jucării mult prea multe sau să da. devină mult prea permisivi. Și chiar dacă da. o să-mi atrag, să spunem, niște comentarii așa. răutăcioase, negative, la vârsta mea am permit. Așa. La cred vârsta că, și experiența ta. Cred cu tărie că un parenting așa. eficient, funcțional, este și acela în care cu o mână, nu-i așa, susții, oferi încredere, da. laudă recompense emoționale, dar și cu cealaltă mână când pui niște limite. Aici nu se trece? Da. Sau nu este ok, așa. Dar să știi că, în mod natural, copiii caută care sunt limitele. Și uneori le provoacă inconștient. Da. da. Ca exact, să știe până unde pasă mea. Așa cum știi și tu, aceste limite înseamnă că cuiva mm. îi pasă aici de mine? Da. Și da. Culmea, copiii având aceste limite, se simt în siguranță. Mm. Știi, a fost foarte trist pentru mine când am auzit la cabinet mm -hmm. o poveste. Ceva de genul, și îmi doream, și eu, la ora 9 seara, să fiu strigată să intru în casă. Pe mine nu avea nimeni cine hmm. să mă strige. Părinții mă lăsau până când voiam eu să stau. Hmm. Hmm. Da. și asta uh, am descoperit. M nu știu, tot timpul exista această afinitate față de copii și erau atrași și veneau pur și vin și asta, știi, pur și simplu. Însă, și la mine și la soția există clar limită până unde și vă. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, în mod natural, copii caută să descopere care sunt limite și să înțeleagă ce înseamnă autoritate. Pentru că și eu cred că în unele societăți și nu mi-o luați nume de rău, dar uh, cred că în România s-a făcut o în confuzie și nu numai. În unele societăți mm -hmm. unde democrația s-a înlocuit cu anarhia. Într-o anumită măsură, adică cu anarhia copiilor. Da și cu anarhia copiilor. Noi, mm -hmm. să știm, numim acest mm -hmm. tip de parenting, mm -hmm. parenting democrat. Mm -hmm. De ce? părinții au abdicat de la putere, de la așa. guvernare așa. și au dat copiilor acest așa. rol, da. în care copiii să hotărască mm -hmm. unde mergem în weekend, ce se mănâncă diseară, seară, exact. cu ce vrei să te îmbraci și, și așa mai departe. Când părinții dorind să facă bine și mm -hmm. să nu-și traumatizeze copiii, de fapt au renunțat... Exact. A... Și, au, și generează alte traume care la un moment dat... Sperăm să nu devină să num, da. transgeneraționale, dar și în cazul tău și al meu, și ai noștri să povestească la terapeuții lor <laughs> cât <că deja laughs> de ce am fost. Însă cred cu tărie că fiecare dintre noi, să spunem, suntem responsabili de ceea ce facem și cu ce ne-au dat părinții, și cu ceea ce ne-a dat sau nu ne-a dat societatea. Cred cu tărie că fiecare dintre noi, repet, trebuie să ne asumăm, ok, <laughs> Asta am primit și cu bune da. și cu mai puțin da. bune. Hai să văd ce pot să fac eu mm -hmm. diferit mm -hmm. în relația mea, în rolul meu de părinte, ca membru da. al societății. Uite, uh, și totuși, nu unele, chiar pot să spun destul de multe persoane uh, au această tendință de a, de a căuta traumele, știți da. să scormone okay. unde nu trebuie. Uh, în, Într-o dorință subconștientă, cred că, de a arunca vina pentru ceea ce li se întâmplă astăzi pe uh, ceva din trecut, fie relația cu părinții uh -huh. sau cu alte persoane, uh -huh. uh, caută justificare. Uh -huh. Ca un mecanism de apărare. Ca un mecanism de, a, de, de apărare, de protecție, dar crezând că dacă rezolvă acolo. Știi, se va schimba ceva astăzi. Și din păcate, după cum știm, în trecut nu ne ducem. Trecutul este trecut. trecut, nu mai putem schimba. Un profesor de meu spunea cândva: Trecutul nu nu putem schimba, putem schimba relația noastră cu trecutul. Așa. Și când observ astfel de tipare mm. la oamenii cu care lucrez în cabinet de a scormoni trecutul, uh -huh. atunci poate intervin un pic mai abrupt, uh -huh. spunându-le: Da, ai dreptate, Adam și Eva au fost vinovați. Corect, așa. Și cineva mi-a răspuns odată: e, Da, dar să ne gândim și la șarpe. Așa, <laughs> și așa mai departe. <laughs> și <măru> și <laughs> Dar acela este trecutul Correct. hai să vedem ce putem face așa. Mm -hmm. acum diferit noi cu comportamentele noastre noi cu gândurile noastre mm -hmm. cu aceste atitudini de care suntem responsabili și cred că e firesc aici fiecare dintre noi traversăm perioade mai lungi sau mai scurte până să avem curajul să privim către noi și să ne asumăm să ne asumăm, așa cu ce contribuie eu să spunem, la relația disfuncțională pe care o am în acest prezent, cu ce contribui eu ca părinte, uh -huh. din nou poate la o relație disfuncțională cu copilul, cu copiii mei, sau de ce nu am succes profesional, ce se întâmplă acolo. Uh -huh. Asta înseamnă, această asumare înseamnă de fapt să accept că eu sunt parte activă în disfuncție. Adică nu e doar <laughs> șeful vinovat exact. ci sau, eu, colegii. sau colegii, sau ci și eu strânesc ceva cu ei în, ei în, în această relație. Exact. Și plecând de la microcomportamente, de la atitudinile noastre. Mm -hmm. Dică, uite, o să dau poate un exemplu mai abrupt cu o persoană cu tendințe paranoide, care... Mm gândește cât se poate de negativ despre ceilalți, ceilalți au ceva cu mine da. ceilalți vor să-mi facă rău da. așa. eu ca terapeut aș mi-aș întinde o capcană să încep să spunem, să schimb gândurile uh -huh. acelui să-l convingi că nu e așa om, să că nu așa. cred că asta i-au spus și prietenii și rudele uh -huh. poate i-au reflectat da, ce da. se întâmplă, că da. uh -huh. tot schimbi partenerii sau locurile da. de muncă uh -huh. și mai degrabă pe de-o parte, îl rog să adune dovezi uh -huh. că oamenii sunt atât de răi. Da, da. Cumva, aceasta, ok, mă autodivulg, dar la fel, vârsta îmi permite. Așa. Apropo de strategiile uh -huh. de, de pe la cabinet, tu știi că sunt un terapeut de scurtă durată care folosesc niște exerciții Apropo. pentru acasă. Exact. Și mulți dintre ascultătorii noștri știu asta, cred. Ești atipic, oricum. <laughs> Din punctul meu de <laughs> <te> vedere, mulțumesc. <laughs> Deci, pe de-o parte, să spunem că îi dau ceva de făcut omului, așa cum este obișnuit să facă, da. însă, în același timp, mă ocup un pic și către a -și schimba, așa, schimbarea trebuie să vină de la el, eu îi pot propune, îi pot sugera, <cute> să schimbe partea de limbaj non-verbal, <cute> partea de comportamente, lucruri simple. Simple, da? Zâmbești când da. intri în birou, <cute> da, Corect. dai un bună ziua. Sau te retragi izolat într-o pauză, ceilalți, nu-i așa, ți se pare că ei complotează, te vorbesc pe la spate, dar tu te retragi, eviți. Unde evitarea, știm bine, iarăși și un comportament mm -hmm. disfuncțional. Ba. Plecând de la aceste, să spunem, mici schimbări, comportamente, mm -hmm. atitudini, limbaj non-verbal, oamenii pot încet, încet să observe cum brusc colegii nu sunt atât de răi, cum mm -hmm. mereu percepuți. Și încet, încet relațiile pot deveni mai funcționale. Însă plecați-mi de aici că trebuie să ne asumăm. Da, 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 da. Cred că ăla este punctul cheie ca să ai, ca să există un început. Un început. Așa este. Privim în aceeași parte a răsăritului Raico. <laughs> da, și ne place, ne place. Uh... Ai pomenit și de partea asta cognitiv-comportamentală. Mm -hmm. Că cu ea te-ai întâlnit. Pe propria mea piele, pe pro propria mea depresie. Da, o carte mi-aduc mm -hmm. aminte, Philip Brinster, Terapia Cognitivă. Cred că Simplu. mai există da. și acum pe piață. Da. Sau la Anticaria, sau de da. Bravo! Cu, se găsește. Sau în format PDF, că avem tehnologia, Bravo. că mai, mai găsești și cărțile așa care nu mai sunt, le-am mai descoperit în PDF pe diverse zone. Ce înseamnă chestia asta? Aș cobori un pic din, în istorie, uh -huh. amintindu-le ascultătorilor noștri de vorbele filozofului... Nu știu, profesorului Marc Aurelius, celor filozofi epictet. Noi nu suntem afectați de ceea ce ni se întâmplă, de fenomenele exterioare, ci suntem afectați de cum interpretăm, cum gândim despre ceea ce ni se întâmplă. Uh -huh. Și cred că mulți ascultători pot să observe diferențe, cum să spunem, aceleași tipuri de pierderi de traume da. pot să afecteze oamenii diferit. Unii se prăbușesc în durere. Așa, da. da. Alții merg mai departe. Sigur, alții neagă, bagă mm -hmm. supres și vor fi lovit, să spunem, mai târziu. Mm -hmm. Însă depinde de cum interpretăm Căldura de astăzi, uh -huh. ploaia, da. să spunem anumite strategii ale guvernului sau comportamentele da. soției, partenerului. Exact, un adult ploaia o să vadă ca o chestie depresivă iar un copil de abia o să aștepte să pe prin bălțile de afară. Exact, vezi în panoplie eu am câteva așa și glume cu iz terapeutic-cognitivist. Uh -huh. Mi-aduc aminte de un banc pe care l-am învățat de la o doamnă în terapie ce vede o persoană pesimistă într-un cimitir. Mm -hmm. Nu mai cruci. Ce vede o persoană optimistă nu plusuri. Numai plusuri. <laughs> Corect. Depinde nu așa. Depinde de, cum cum de perspectivă. Mm -hmm. Aș dubla să spunem dincolo de gândurile noastre care ne afectează. Și aceste gânduri, din nou, nu avem cum să nu le legăm de modele pe care le-am avut în copilărie. De ce ne spuneau părinții despre noi înșine, ești un copil rău, mm -hmm. tu de ce nu vezi bine, da. de ce Gigel a luat 10, tu... Toate aceste comparații, Comparațiile din păcate, au devenit programe mentale mm -hmm. pe cardiscul nostru intern. Și oh, cumva, în lumea psihoterapiei, de multe ori sunt ca un arheolog. Apropo, în clasa 5, -a vreau să devin arheolog și sub influența da. doamnei diriginte. Uh -huh. ești ca un arheolog, descoperi, să spunem, aceste relicve aceste programe disfuncționale, și încerci să propui să introduci antivirus. Așa. Ca să schimbi aceste credințe, să spunem, despre tine, ca om, ca persoană, despre ceilalți, uh -huh. sau că lumea este rea, uh -huh. nu, nu trebuie să cer ajutorul, lumea este un loc periculos. Însă, dincolo de a te ocupa de aceste da. gânduri, așa. avem nevoie să ne uităm și la comportamente. Uh -huh. Pentru că mai întâi, să spunem, dacă privim către aceste curente terapeutice, mai întâi a fost curentul comportamentalist. Așa. Plecând de la Sfântul Pavlov, era să zic. A așa. Da, de la Pavlov cu câinele său, în anii 1920, americanii, uh -huh. foarte pragmatici, da. Watson și apoi Skinner, o privit către cum unele comportamente ale noastre au tendința să se repete. Da, e cartea aia cutia lui Skinner care... Bravo! <laughs> Cu forum B.I. Cu... Și acum invit pe ascultătorii noștri să privească către acele comportamente pe care le vor schimbate. Vezi, poate mâncatul seara, mm -hmm. da. da, mâncatul emoțional, mâncatul compulsiv, sau poate o bere în plus, sau un par de vin în plus, da. sau shopping compulsiv. Mm -hmm. Mm -hmm. Da? Să ne întrebăm mai întâi ce ne aduce, dar ce beneficii au acele comportamente. Cum mă simt făcând acel lucru, dar cum mă simt atunci, în acel moment. Nu peste 5 minute, peste 5 minute, ia să vedem, punem un pariu, ne simțim vinovați da, da, <laughs> și da, ne da. furiem pe noi. Da, da. Aoleu, am promis, n-am Și fost ne promitem că nu o să facem niciodată. <laughs> Până data viitoare. Da. Deci ne interesează care sunt beneficiile exact în acel <laughs> moment ale comportamentelor noastre și să ne mai întrebăm de data asta mai profunzi ce nevoi sunt în spate. Că poate am nevoie de relaxare după da. o zi grea. Și am tendința să mă refugiez în ceva dulce, ceva în bun, uh -huh. seara când ajung da. acasă. Sau să fumez o țigară, să mă liniștesc un pic atunci când sunt neliniștit, stresat. Uh -huh. Și, din nou, din păcate, aceste comportamente dezvoltă rapid la nivelul da. creierului acele lanțuri în care învățăm, aha, dacă vreau să mă simt bine, să mă simt un pic relaxat, atunci este un prim fenomen de a conștientiza. După uh -huh. care așa, urmează asumarea. Asumarea. Cum, cum, cum trecem în, în această asumare, în această acțiune? Că până la urmă asumarea înseamnă și acțiune. Că dacă aici observ, acolo e important să acționez. Știi, una din întrebările pe care mi le pun de fiecare dată când am un impuls uh -huh. este, știi, în primul rând, număr de la 1 la 10, știi? Excelent! <laughs> și, și după aia mă întreb, asta chiar îmi trebuie? Bravo, dar deja asta e un Știu. proces de asumare, și aici o maturizare emoțională pe care o ai. Numai copiii nu așa, se duc rapid în impulsuri și urmează impulsuri. Da. Ca să schimbăm, da. ca adulți, avem nevoie și de acest interval de 10 secunde. Spute. Le mai dau oamenilor la, la cabinet ca te mă pune telefon să sune peste un sfert de oră și vezi dacă acel lucru îți mai trebuie da. și dacă îți mai vine să mănânci. Sau... Dar tot lucrând pe. Uh -huh. Pe impulsuri aici, pe a pune un... da. pe a pune o, o, o mică frână, știi. O mică frână. Însă îmi aduc aminte cum împărtășeai în dialogul nostru de astăzi propriile tale dificultăți când îți doreai să-i ajuți pe toți. Da. Și că oamenii nu. Și sincer, știi, vreau să-i ajut pe toți <laughs> și astăzi uh, uh, și de aceea uh, am anul trecut, acum un an și. Deja uh, am creat acest podcast pentru uh -huh. că am simțit nevoia să dau ceva înapoi, în primul rând, uh -huh. uh, necondiționat. Uh -huh. Necondiționat uh, pentru că am observat că există foarte multe podcasturi diverse, uh -huh. dar nu găsisem niciun podcast care să dea și informații, chiar uneori și soluții oamenilor. Dacă au urechi, urechi sau da. a, Și okay. nu vreau să mm -hmm. știi... Sigur, nu comparăm, nu, nu tragem... Nu, nu tragem concluzie. Asta a fost dorință, pur și simplu. Adică n-a fost niciun interes uh, financiar din spate. De fapt, este o cheltuială. Asumată. Asumată. Dar uh, asta a fost ideea de a contribui. Uh, de a da societății de aici a uh, ca o formă de mulțumire că am fost primit. Știi, cu toate că vorbeam mai, mai înainte, mă simt încă improvizorată după 32 de ani. De România. Sunt provizoriu aici. Și tot aștept momentul când o să vină cineva și o zică, hai acum bagaje și plecăm în altă parte. Uh, nu în sensul că sunt, dar sunt tot timpul într-o plecare, știi? Uh, e adevărat că nu sunt în plecarea aia cu care mă așteptam să fiu, dar sunt. Când la Cluj, când la Timișoara, când la Iași, când la Oradea, când la New York, când nu știu, tot timpul wow. sunt într-o mișcare și asta, să zic așa, devine o formă de... Doar punctul bază, știi de unde. Uite, și aici de... poți să aplici această tehnică de ați observa comportamentul. Când ai se... impulsul, poate să accepti, să pleci, da, să-ți da. comanzi un bilet de avion. Da, să da. observi un pic și cum te simți, poate și entuziasm și bucuria da, da, clar. provocărilor, poate nu e așa și dopamină, da, poate ori. și nevoile din spate mm -hmm. și așa mai departe. Dar, apropo de întrebarea ta, cum se întâmplă această schimbare, da. cum ne dăm seama că da. omul este pregătit, nu e pregătit să-și da. asume. Păi mi-aduc aminte ce m-a ajutat pe mine. Uh -huh. Să citesc despre niște cercetări încă din anii 70 doi autori, Prohasca și Diclemente, făcând niște studii pe persoanele consumatoare de alcool. Au descris șase astfel de uh -huh. etape. E posibil că mulți dintre ascultătorii noștri să le cunoască, dar nu așa repetiția mama învățătorii. Mama învățătorii. Și în prima etapă da, ne putem imagina o pizza da, sau Aș, un da. tort tăiat uh -huh. în șase bucăți în Prima parte, acea etapă se numește precontemplare sau pe românești, așa, eu nu am nimic, lăsați-mă în pace, așa. ce aveți cu mine. Poate m-am îngreșat un pic, beau și eu ca tot omul, ne găsim uh -huh. scuze și nu ne asumăm. Da, 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 da. În a doua etapă, etapa de contemplare, când noi oamenii începem să ne punem întrebări, dar dacă ceilalți au dreptate se întâmplă ceva cu mine poate eu obosesc urcând niște scări datorită kilogramelor în exces poate într-adevăr am primit mai multe feedback-uri negative de la serviciu sau de acasă da în orice caz de abia în a doua etapă uh -huh. privim către noi de abia în a treia etapă trecem în etapa deciziei uh -huh. ce fac poate urmez o cură, o dietă merg la psihoterapeut, mă duc la sală încep un proces nu Așa. de regenerare Aha. Însă, și aceste trei etape, noi oamenii suntem diferiți și pentru mulți dintre noi aici, la unii se prelungesc în ani de zile <laughs> din precontemplare în decizie. Ce se întâmplă după decizie cu unii dintre noi? Urmează etapa acțiunii, care efectiv ne asumăm și începem și cu ajutor, ar fi bine, și cu ajutor da. însoțit. Da. Da? da. De multe ori și singur începe eforturile, poate să mă abțin să renunț să am în impulsul. Acolo studiile arată că este cel mai greu și că oamenii renunță aici în această etapă a acțiunilor, pentru că acolo, să spunem, toleranța la frustrare este solicitată și nu am mușchii răbdării da, antrenați. Da, da. Mi se pare că da. ceilalți toți mănâncă numai bunătății, eu mă abțin, ceilalți fumează, ceilalți beau bere, iau te, da. încă vară, eu trebuie să mă abțin. Da. Și mulți da. renunță. Ce știm acum? Sau și... Exact. Acum e o formă Pe de întrebare. Rom. Sau poate mă aștept și la rezultate să vină mult mai repede decât ele. Și, din nou, poate copilul din noi vrea imediat. Așa. Cumva mă pregăteam aici să spun, deși sunt. Să spunem unele păreri care ne împărtășesc că după 21 de zile este suficient să menții un comportament mm -hmm. ca acesta să devină automatism. Din păcate, le dau mm -hmm. ascultătorilor noștri da. și o veste mai puțin bună. Avem nevoie undeva între 216 și 263 de zile, arată da. alte cercetări ca da. să integrăm și să menținem. Da, găsim undeva informații chiar și de 500 și ceva. Ok, iată ne apdatăm în permanență, oricum, dar în orice caz peste 3 luni, nevoie, undeva da. 6 luni. 6 da. luni, Să rămânem acolo. Uh -huh. Și pentru cei dintre noi care rezistă în această etapă a acțiunii, urmează etapa de menținere, uh -huh. unde într-adevăr avem rezultate, suntem mulțumiți cu noi și aici trebuie să privim noi așa și către stima noastră de sine, încrederea. Uh -huh. Reușim, ne place mai mult de noi, am La. scăzut în greutate, da. suntem mai puțin furioși poate în relații, privim, primim da. feedback-uri bune, da. că aceste beneficii pot să fie în mai multe direcții, și că eu încep să gândesc să spunem pozitiv despre mine, să-mi placă mai mult de mine, pot să primesc feedback-uri pozitive și din partea celorlalți, deși poate fi periculos aici această condiționare. <laughs> Însă, cine rezistă, se bucură de menținere. Și am vorbit de a cincia bucată de plăcintă. Însă, Raiclo, suntem aici noi așa să fim cât să poate de onești, deschiși și Correct. din noi suntem oameni. Uh -huh. Pentru mulți dintre noi, după etapa menținerii, poate să vină din nou, cum spune un prieten al meu și el, psiholog, care merge din când în când în terapie așa să se lase de fumat, vine dulcea recădere. <laughs> da. Etapa recăderii da. în care lucrurile să spunem se pot lua de la capăt avantajul există aici știi acea că poți recidivă, știi că simt. poți trece mai repede acea recidivă da. și da. cred că acolo este bine să fim blânzi cu noi și poate, da. bun, într-o duminică să spunem am greșit da. unele comportamente alimentare se întâmplă, suntem oameni Însă pot merge mai departe. Uh -huh. Pot să scurcircuite, să spunem. Da. Așadar, în terapiile mele, mă uit în ce etapă, în ce etapă? se află omul. Uh -huh. Dacă este în precontemplare, și eu o să joc la 0-0, mergem cu întâia și avem răbdare. El dictează viteza. Clar. Este un alt uh -huh. lucru pe care l-am învățat uh -huh. de la profesorii mei și din alte cărți. Omul este expert în viața lui, omul are ritmul său. Cu cât îl grăbim mai mult, cu cât punem presiune pe el, de fapt, poate nu facem decât să reedităm unele traume din copilărie. Trebuie Ata. să... Și atunci să fii surogatul, de fapt. Să fii surogatul și să apară mecanisme inconștiente de provocare, de rezistență. Uh -huh. O să-mi atrag iarăși, poate, părerii negative Așa. din partea colegilor, terapeuți în special. Cândva am auzit în America această vorbă extrem de asumată a unui terapeut bătrân. bătrân. Nu există oameni rezistenți în terapie, există psihoterapeuți incapabili. <laughs> <laughs> și e ok și asta să da. ne recunoaștem că nu putem cu toți oamenii, nu reușim. E ok. Da. Da, până la urmă, cred că fiecare uh, e important să-și caute terapeutul lui cu care rezonează că și da, vibrează. Rin, că sau... e câine, că e pisică, Bravo. știi? Că e Zis un Știi și că este un psihoterapeut sau e altul, dar caută. Da. Cautorul că... poate să vină din multe direcții a ta, atât cât suntem deschiși. Exact, exact. Ideea este că dacă începi să cauți, eu cred cu tărie că dacă ai pășit în acea căutare, ești și pregătit să primești. Pentru mulți dintre noi, da, însă nu am cum să nu-mi amintesc aici și de acei mm. oameni mm -hmm. care sunt, îi numim noi așa și le povestesc studenților mei, devoratori de terapeuți. Ah, ok. Vin în terapie ca să ne facă de râs. <laughs> și că am fost și la ăla nu merge, am fost nu și la. Nu merge, nu știi, nu <laughs> poți. Și ne uităm la acest tipare, nu i așa de a schimba da. foarte des. Da. Și la cele acuze, terapeutul da. e vinovat că da. merge rău. A. Nu există acolo o constanță, o perseverență, o răbdare da. sau acea disciplină. Da. fără de care eu eu eu, eu. Păi știi, așa, din punctul din prisma mea, pentru că țin cursuri publice, sunt cei care fac turism emoțional, da, știi? Tu ești mai se, <laughs> se duc de la un curs la altul sperând că acel curs le va schimba complet viața, identitatea, comportamentele, înțelegând că, de fapt, nu așa funcționează lucrurile. Dar, Asta... având aceste așteptări și, poate, această presiune pe care o pun pe cursurile respective, ba... pe da, și atunci a, și el a fost un moment de vindecare, să zic așa. Foarte de turism. <laughs> unde am zis, ok, nu, e, nu eu uh, greșesc, ci pur și simplu oameni și oameni. Oameni aflați la diverse niveluri de evoluție. Exact. Pentru că, dacă sunt la 20 de ani, la 30 de ani, mm -hmm. 40 să spunem, dar fiecare are timpul său, procesul său de creștere. Mi-aduc aminte aici de o poveste pe care poate o știi și tu, cu un tip de bambus chinezesc uh -huh. care este aruncat ca semințe și timp de 5 ani nu se întâmplă nimic. Așa. După care, Aha. în câteva zile, acel bambus practic țâșnește până la o înălțime wow. de 5 metri. Wow! Deci atât a dospit, a dospit, a așteptat și dintr-o dată. Dintr dată. Și uneori în terapie am avut privilegiul să văd și aceste schimbări în care oamenii, le mai numim așa schimbări avalanșă, în care oamenii au acumulat frustrări în relațiile lor, uneori în mediul profesional și dintr-o dată, într-o lună, două, trei, schimbă. Ajung să fie mai asertiv, să pună limite. Asta... Pentru că nu doare suficient de mult și așteaptă să doar sau... Fiindcă știi și paharul ăsta se umple picătură în picătură. S-au fost acele suferințe uh -huh. și în România avem când s-a umplut uh -huh. paharul. Și când uh -huh. s-a umplut paharul, de pe schimbările să... pot să fie mult mai rapide. Da. Însă fiecare avem uh -huh. un ritm, un ritm, un proces un tipar. Propriu. De ala, propriu. Uh, uite că ne apropiem să final... Uh -uh aș aș mai avea foarte multe întrebări și subiecte dar uh, experiența de un an de zile mi-a spus mi-a arătat uh, să mergem după ritmul celor care ne urmăresc și să, ne, să mă să acolo în jurul unei unui, unui timp de 60 de minute. Wow. uite cum s-a trecut timpul. A trecut timpul. Dar înainte de a încheia, bineînțeles că uh, vin și întrebările podcastului. De ce faci excelent de bine? Nu știu. Știu că de multe ori nu fac excelent de bine. Uh -huh. Cred că poate am uh, acea blândețe de a mă ierta. Uh -huh. Și poate a încercat data viitoare să fiu mai bun cu mine sau mai bun uh -huh. cu ceilalți, cu soția mea, cu băiatul, cu cei de acasă sau cu cei din cabinet. Uh -huh. Încă uh -huh. mai am până la face excelent de bine. Îmi propun doar, repet, să dau. Sau asta tot este ce componenta pot. lui excelent de bine? Nu știu, sunt curios <laughs> și nu mai pun această presiune că uh -huh. trebuie să fie. Trebuie să fie. Bine. Dacă iese bine, oricum meritul este al oamenilor cu care lucrez. Uh -huh. Eu mă consider un antrenor. Antrenor. Ei sunt atleții. Ei sunt atleții. Superb. Asta îmi plă. Wow. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru această invitație și le mulțumesc ascultătorilor noștri pentru răbdare și da. sperăm să le folosească. Dau o recomandare care le-ai dat celor care ne urmăresc ca să pășească pe un... spre acest drum de excelent de bine. Să fii atenți la acea voce critică uh -huh. din interior, uh -huh. la acele gânduri prin care poate așa se autoflagelează uh -huh. și un exercițiu care mi-e drag și pe care îl împărtășesc desigur cu ascultătorii noștri. Când vine acea voce critică, da. nu sunt bun, nu sunt o mamă bună, am greșit, uh -huh. să se întrebe cum ar lua acum apărarea un părinte bun. Aha. Wow. Superb cumva să începem să echilibrăm. Să echilibrăm lucrurile. Să reducem această voce critică, poate o voce parentală și încet, încet să construim acolo și acea instanță din noi care să ne ia apărarea fiindcă noi e un care să nu greșească. Corect. Corect. Și am surpriza care este acest bol cu mesaje. Și rețeta este, rețeta este așa. Îți pui intenție. Care rămâne a ta. Nu trebuie să ne-o spui. Uh -huh. Tragi bilețelul, desfacem și îl citim și îl comentăm. M-a tras unul. Așa. Zâmbesc fiindcă e un autor drag mie, Rumi. Aha. Wow. Dacă lumina este în inima ta, tu vei găsi drumul către casă. Wow! Da. Rămâne al tău. Mulțumesc! Amintire pentru ziua de astăzi și pentru uh, un mic cadou din partea Universului. Mulțumesc și nu am cum să nu mă gândesc fiindcă îmi doresc să învăț tot timpul și mm -hmm. să fiu la curent așa cu noutățile. De curând am încheiat o formare psihoterapeutică mm -hmm. uh, neuro-relational mm -hmm. model da. în care acolo vine adesea o întrebare ce își dorește acum inima ta? Inima ta. Înseamnă că mai avem un subiect pentru încă un podcast. Îți mulțumesc <laughs> foarte mulțumesc. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Dragilor, aceasta a fost povestea de astăzi, o poveste cred că plină de lecții, plină de înțelepciune, plină de pilde. Ascultați-l până la sfârșit pentru că merită. Merită să beneficiați de aceste informații și nu doar să le ascultați, ci să le puneți și în practică. Așa că, până săptămâna viitoare, faceți excelent de bine!